Pentru Nativii Leu, evident, și pentru dumneavoastră eclipsa este foarte relevantă. Pentru că știm că de câte ori avem un exces energetic pe axa Taur-Scorpion, vorbim despre uh, lucruri de mare intensitate uh, emoțională. Ca atare, ei trebuie să se pregătească zilele acestea pentru o infuzie energetico-emoțională care prinde pe undeva și anturajul. Știm că leilor le place foarte mult să fie în centrul atenției, le place foarte mult să se simtă lumea bine în prezența lor și ei, în prezența celorlalți, desigur, pe tiparul acesta solar. Problema este că perioada aceasta de mare forță cu Saturn în pești nu mai vorbește despre a ne simți bine unii cu alții, despre a fi apreciați sau chiar admirați de către ceilalți. Nici nu mai contează pentru univers acest aspect, este treaba leilor dacă pentru ei contează în continuare. Această perioadă este despre înțelegerea lecțiilor karmice, despre descărcări karmice chiar și în relații, despre a te pune în slujba celorlalți chiar cu prețul sacrificiului personal. Ca atare a ne consuma energia în continuare, um ca urmare a acestei mici slăbiciuni pe care o au lei de a fi plăcuți de către ceilalți și de către toată lumea mai exact, înseamnă chiar că nu am înțeles mesajul spiritual al perioadei. Deci perioada spune mai puțină concentrare pentru a fi plăcuți de către ceilalți și mai multă concentrare pe modul în care ne facem karma cu ceilalți. Mai puțină atenție, de exemplu, dacă ai, să spunem, persoane în vizită, asupra modului în care îi primim, să fie mulțumiți sau să fie încântați de rolul nostru ca și nativ leu de gazdă, cât mai mult să pice accentul pe partea spirituală, dacă simțim că trebuie să transmitem un mesaj spiritual persoanelor. Bun. Trebuie analizat acest lucru. Nativile au destul de multe sacrificii de făcut pe filiera aceasta spirituală, pentru că Saturn și Neptun pe casa scorpionului vorbesc într-adevăr despre o componentă spirituală de foarte, foarte mare forță. Deci încercați, vă rog frumos, să înțelegeți că trebuie să renunțăm la anumite slăbiciuni pe care le-am avut până acum și toate zodile trebuie să facă acest lucru, zodile care se știu cu amprentă pe materialitate, să renunțe la partea de atașamente, cele care se știu cu amprentă pe ego, să renunțe la partea de ego sau de dorință de a fi în centrul atenției și așa mai departe. Încercați să vă gândiți mai mult cum vă puteți pune mai bine în slujba Universului. Asta ne solicită, asta ne cere acest Saturn în pești. Evident, despre credință nici nu mai vorbim cât de mult e, și cât de important este în această perioadă să mergem și pe această uh, zonă. Lei, spre exemplu, s-ar putea să-și descopere veleități, s-ar putea să descopere noi modalități de a se încărca din natură sau de a vă încărca în general. Uh, o apreciere mai justă, să spunem așa, a valorilor energetice. Vom vedea foarte mulți nativ leu care, nu știu, le caută compania anumitor persoane cu care poate nu au fost așa într-o legătură foarte puternică în ultima vreme. S-ar putea să vedem nativ leu care își schimbă total preocupările. S-ar putea să vedem nativ leu care devină brusc mult mai... Um, Integrați în natură sau care caută compania unor persoane care nu au fost pe specificul lor, poate nu neapărat persoane care uh, sunt atât de spectaculoase sau atât de spumoase ca și personalitate, dar care le înțeleg mult mai bine Sufletul Nativii leu, cu Saturn și Neptun pe Casa Scorpionului. Au foarte mare nevoie să li se înțeleagă Sufletul. Deci, fiți foarte atenți la această componentă în care chiar trebuie să uh, vi se înțeleagă sufletul, aveți oricum preocupări în zona asta extrasenzorială și este bine să urmărim uh, cât mai mult să analizăm toate energiile, ei trebuie să analizeze toate energiile care vin către ei și din punct de vedere oniric și din punct de vedere al relaționării și intersectării cu tot felul de elemente peste zi, cu tot felul de persoane. Deci toate interacțiunile pentru nativile eu trebuie să fie foarte importante. Să știți că nu există persoană cu care să interacționați, eveniment cu care să vă intersectați, care să nu aibă o componentă spirituală. În general pentru toată lumea, dar mai ales pentru dumneavoastră cu Saturn și Neptun, în pești și pe casa scorpionului, deci dubla amprentă pe semne ale finalităților, care au legătură cu tot ceea ce ține de extrasenzorial. Deci, Saturn, care este atât de concret, Neptun, care reprezintă relaționarea cu Divinitatea, două planete de mare sență, vă vorbesc dintr-o casă spirituală și din însuși semnul Divinității. Deci, fiți foarte atenți pentru că este o perioadă foarte solicitantă pentru dumneavoastră din punct de vedere spiritual. Și, Evident, această eclipsă de lună are loc pe axa 40, implică și cariera și planul domestic. Deci este o evaluare pentru lei. Câtă energie să-i dăm, să dăm planului domestic și câtă energie să dăm zonei profesionale. Deci trebuie să urmăriți cu mare atenție pentru că s-ar putea să nu faceți o evaluare corectă. Fie să consumați prea multă energie pe domestic, fie invers, să consumați prea multă energie pe zona aceasta profesională. Deci este foarte important să înțelegeți că trebuie făcută corect această, această evaluare. Vom vedea foarte mulți nativi leu care își pun serios problema. Deci trebuie urmărit. Este o zonă care nu, nu, nu poate fi uh, trecută cu uh, vederea. Majoritatea uh, nativilor leu vor trebui să aleagă cât la sută îmi folosesc energia profesional și cât la sută îmi folosesc energia uh, din punct de vedere al implicării în domestic. Deci fiți foarte atenți, urmează o perioadă în care trebuie să fiți foarte echilibrați ca și când vă ați împărți energia între niște membri ai familiei sau persoane la care țineți și trebuie să o împărțiți corect. Revenim după publicitate și cu Nativi Fecioară.